Bună dimineața tuturor! Eu sunt Florin și azi despre cine este eliminat în gala de azi. Dar, înainte, vin cu o rugăminte. Încercați să nu mai jigniți. Puteți să vă susțineți favoritul sau să-i criticați pe ceilalți, dar să o faceți fără a jigni. Criticați-le acțiunile din casă și nu altceva. Găsiți sinonime care să nu fie jignitoare. Oricum, unele comentarii nepotrivite se șterg automat, iar pe altele le șterg eu. Așadar, concurentul ce va fi eliminat azi este Bia. Dacă ați văzut vlogul de la începutul săptămânii, am intuit foarte bine că ea va fi cea eliminată, deoarece erau clar cei trei concurenți ce vor fi propuși, adică cei care nu s-au raliat la alianța cea mare. Următoarea pe care nu o văd prea bine este Mihaela, din cauza că după ce a început destul de puternic, acum, probabil de teama eliminării, s-a liniștit și asta nu va fi deloc bine pentru ea dacă va dori să reziste în casă. Dar sunt foarte curios data viitoare cine va fi cel de-al treilea propus spre votare, deoarece chiar dacă vom avea o concurentă nouă, sunt convins că aceasta va avea imunitate la prima gală cu eliminare. Astfel că probabil băieții o vor propune pe Mihaela, fetele pe Robert, dar pe cine va propune favoritul? Pentru că oricare dintre ceilalți va fi dintre cei care fac ode conducătorilor iubiți. Despre Bia, nu prea știu ce să zic, a încercat și ea să se salveze, alegându-l pe Andrei, fără să aibă o altă opțiune. Doar că pe Andrei l-au vrăjit atât de tare vorbele celorlalți, că l-au făcut să se creadă un mare cuceritor, încercând cu Emma ceva ce sunt convins că nu o să meargă. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc o duminică binecuvântată!